Declarația comună pe care am semnat-o vineri împreună cu colegii mei olandezi și francezi este o susținere puternică. Se spune acolo că Franța și Olanda abia așteaptă cu nerăbdare să intre România în spațiul Schengen, ceea ce este o reconfirmare a faptului că atunci când condițiile sunt îndeplinite, aderarea se petrece. Și de asemenea, trebuie spus iarăși foarte clar că omologul meu olandez, la fel ca și omologul meu francez, sunt extrem de hotărât să facă demersuri active pentru a susține aderarea României. Declarația domnului ministru Hoekstra a fost absolut clară, foarte clară din acest punct de vedere. Prin urmare, nu se poate pune problema în acest moment să credem că Olanda are o altă poziție decât aceea de susținere pentru aderarea României. Acum trebuie spus că vedem rezultatele alegerilor din Austria. Sigur, ca ministru de externe, este neputumiar să comenteze asupra rezultatelor unor alegeri interne dintr-un alt stat, dar aceste rezultate sunt foarte clare. Cred că se poate trage ușor concluzia cu privire la impactul sau absența impactului folosirii temei Schengen în Austria, în această campanie sau în acest context electoral. De aici înainte, cred că cel mai important este să continuăm și să dezvoltăm dialogul pe care l-am început deja, un dialog constructiv pe care l-am declanșat cu Austria. Cred că este foarte important să continuăm toate demersurile pe care le-am început deja și reamintesc aici demersurile făcute la nivel de președinte, discuția pe care a avut-o cu președintele Austriei, retrimiterea ambasadorului nostru la Viena, care a fost iarăși un gest de deschidere, care a fost apreciat de partea austriacă. De asemenea, vreau să reamintesc aici faptul că am discutat cu peste două treimi din omologii mei din statele care sunt în același timp membre ale Uniunii Europene și membre ale spațiului Schengen. E vorba aici de 23 de state care votează în Consiliul Justiției și Afaceri Interne. Practic am discutat și am obținut respectiv mesaje de susținere și reconfirmări ale susținerii din partea a aproximativ 15 miniștri de externe și de afaceri europene din aceste state, iar aceste eforturi vor continua și în perioada imediat următoare. Știți de asemenea că președinția suedeză este extrem de hotărâtă să ne susțină. Am avut aceste discuții atât la nivel de președinte cu primul ministru suedez, de asemenea cu ministrul de externe suedez. Am discutat în repetate rânduri cu acesta. Practic avem toată susținerea din partea Suediei, care în perioada următoare va declanșa un proces de consultări. Sunt convins că și Bulgaria continuă demersurile atât în relația cu Austria, cât și în relația cu Olanda, pentru că Olanda, după cum știți, se opune Bulgariei și are o serie de condiții care trebuie să fie îndeplinite de către Bulgaria, dar avem un dialog constructiv și cu Bulgaria. Vă readuc aminte de discuția telefonică a președintelui României cu președintele Bulgariei, foarte recent. Și, de asemenea, trebuie spus că avem, practic, înaintea noastră și o serie de consultări pe care le-a convenit ministrul de interne, domnul Bode, în discuția cu ministrul de interne austriac la Consiliul Justiție și Afaceri Interne. Discuțiile la nivel de experți din cele două ministere de interne, care vor demara în perioada imediat următoare. Vă așteptați, domnule ministru, ca rezultatul de al alegerilor din Austria să schimbe într-o oarecare măsură poziția guvernului de la Viena în privința țării noastre și în privința Aceasta Schengen? Aceasta este o evaluare pe care cred că autoritățile de la Viena trebuie să o facă în primul rând, după aceste alegeri. Repet, nu vreau să comentez foarte mult aceste rezultate, pentru că nu este potrivit din această poziție de ministru de externe să facă acest lucru, dar, după cum știți, noi am făcut toate gesturile de deschidere spre dialog constructiv. De asemenea, am arătat foarte clar că poziția României este una de susținere pentru măsuri care să întărească managementul frontierelor externe ale Uniunii Europene, măsuri care să combată migrația ilegală, să facă frontierele externe ale Uniunii Europene mai sigure, chiar dacă România nu acceptă conexiunea artificială între acest subiect, mai ales în ceea ce privește migrația ilegală din Austria și lărgirea spațiului Schengen cu România și respectiv Bulgaria. Carl Nehammer a transmis că ar veni în România dacă ar fi invitat. Va face statul român o astfel de invitație? Nu am văzut această declarație a domnului Nehammer. Noi suntem, repet, deschiși spre dialog la toate nivelurile, pe toate palierele, după cum ați văzut deja. Și vom continua în mod foarte activ, coordonat, toate aceste demersuri. Ce înseamnă deschidere în partea autorităților române pe problema migrației? Pentru că aici Dar am spus deja acest lucru. Există o serie de măsuri la nivel european care pot să fie luate și care sunt deja în curs de examinare și de construcție la nivelul Comisiei Europene. Noi am fost în contact permanent cu Comisia Europeană pe aceste subiecte. Ele vor face obiectul și al discuției la Consiliul din 9-10 februarie, Consiliul European, care este dedicat într-o proporție destul
destul de mare acestei teme, dar sunt și alte teme pe agenda Consiliului European. Repet, nu trebuie să creăm așteptări grăbite, pentru că acest lucru nu este productiv, dar vă asigur că facem toate demersurile posibile pentru a obține un rezultat. Era foarte importantă pentru PNL și presupun că în continuare este, domnule ministru. Vă temeți că în interiorul partidului ar putea fi lider PNL care să vă impute acest rezultat, dumneavoastră și domnului Bode? Încă o dată, eu nu fac comentarii legate de discuțiile din interiorul PNL-ului, pentru că eu nu sunt membru al PNL-ului. Dar, evident, particip la discuțiile din PNL în calitate de ministru al afacerilor externe susținut de PNL. Vă mulțumesc foarte mult. Care să nu vă favorizeze, să le spate. Eu sunt deschis oricărei evaluări, pentru că eu am foarte multe de spus cu privire la ceea ce am făcut în ultimii 3 ani. Cred că a fost o perioadă extrem de dificilă pe care diplomația română și politica externă în general a trebuit să o înfrunte, având în vedere mai ales pandemia, dar și războiul împotriva Ucrainei. Cred că ceea ce s-a întâmplat anul trecut a arătat că suntem capabili să ne adaptăm. În egală măsură, cred că profilul României a crescut pe acest fundal. Putem să vedem că am reușit să obținem consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic. Numărul de trupe în România a crescut. Am reușit să sprijinim foarte activ Ucraina într-un, să spunem, mod cuprinzător și multidimensional. Am sprijinit Republica Moldova. Am creat un instrument foarte important care este platforma de sprijin pentru Republica Moldova. Am făcut foarte multe lucruri în această zonă și, repet, profilul României a crescut. Prin urmare, cred că diplomația română va continua și în perioada următoare să folosească și acest context, așa cum l-a folosit deja, pentru a obține un rezultat favorabil pentru aderarea la spațiul Schengen. Noi lucrăm împreună cu Bulgaria, după cum știți, pentru acest obiectiv. Și Bulgaria a făcut eforturi deosebite și a îndeplinit foarte multe dintre condițiile care sunt necesare pentru aderare. Vă aduc aminte că misiunile de evaluare care au avut loc anul trecut în octombrie și noiembrie au arătat prin rapoartele care au fost produse de către experții europeni, de către experții statelor membre și de către Comisie, că atât România cât și Bulgaria îndeplinesc condițiile pentru aderare, însă trebuie, după cum știți, ca și Bulgaria să discute cu Olanda, pentru că există acolo o anumită rezervă cu privire la anumite condiții care trebuie să fie în continuare îndeplinite de către Bulgaria. Vă mulțumesc!